soare, nu scăpăta să zare, Ierusalim își face pentru noapte învelitoare. Din străcolini străbate parcă un baie, ceva doare, ceva trist plătește în aer. Îngerii în cer se-nfioară în veșmintele lor de lumină, privesc pe pământ regele lor dintre oameni la ultima cină. Odaie de sus, parcă așteaptă o mare bucurie, o mare durere într-o tăcere înțeleaptă. La acest cel de pe urmă popas, care vor fi cuvintele de bun rămas? O inimă cerească pentru cei dragi se plânge, se plânge pe pământ, în cer se plânge. De parcă de obicei toți împreună au fost, găsindu-se iar în același tainic rost. Iată, vadra cu apă e plină, nu ia, fântâna parcă mai suspină. Ligianul, ștergarul, alături așteaptă și ele, dar cine să se plece, să toarne și să spele? Vântul cremenit în palier, odaia de sus e plină de tăcere. Să întindă cineva o mână, să facă cineva un pas, să prindă cineva în privire o scânteie, iubirea să se audă din glas. Nimeni niciun gest de dragoste nu face, să așteptă îndelung. Visând bucuria de a fi împărțită, pâinea nefrântă în sine se ascunde uimită. Visând sărbătoarea de a clipoci în pahare, iertarea, vinul nu-și mai poate ține mirarea. Cineva nevăzut privește în suflet pe fiecare. De la unul la altul trece o cutremurătoare întrebare. Cine ești? Cine ești tu care întârzi pe fratele tău să-l iubești? O și mai mare tăcere se face, se așteaptă mai adânc și mai adânc se tace. Deodată însă, un murmur ceresc străbate odaia de sus. Cineva încinge ștergarul, toarnă apă, se pleacă să spele. Pe pământ se predă cea mai mare lecție de iubire. Cine ești tu pe tălpile căruia freamătă de dragoste mâinile cerului? Cine ești? Cine ești? Cine sunteți voi, 12 mănunchi, pentru care împărăția mării de la unul la altul stă plecat pe genunchi? Cine sunteți?